cum v-am promis în materialul cu titlul Echilibru din playlistul Să ne gândim, revin la întrebările de acolo, dar de data asta vă voi arăta cum putem ajunge la răspunsurile corecte folosind fizica, adică matematica și termodinamica. Ca să fac acest lucru, am transformat întrebările din clipul Echilibru într-o problemă. Și pentru că a rezultat o problemă foarte frumoasă, am inclus-o în acest playlist care, după cum probabil știți, se numește Cele mai frumoase probleme de fizică. Să vedem problema. Ca să rezolvăm problema, trebuie să știm mai multe lucruri. Întâi, trebuie să știm că forța arhimedică care acționează asupra unui corp este egală cu greutatea fluidului pe care îl dezlocuiește corpul respectiv. În cazul nostru, aer, respectiv apă. Apoi, trebuie să știm cum se calculează greutatea unui corp. Este produsul dintre masa corpului și accelerația gravitațională. Mai trebuie să cunoaștem ecuația termică de stare a gazului ideal. Presiunea înmulțită cu volumul este egal cu numărul de moli înmulțit cu constanta generală a gazelor și înmulțit cu temperatura absolută. Și ce este densitatea? Densitatea este raportul dintre masa unui corp și volumul corpului respectiv. Densitatea variază în general cu temperatura. În cazul gazelor, dacă avem o transformare izobară, deci în care nu se modifică presiunea, atunci densitatea gazului se calculează cu formula rho 0, adică densitatea la 0 grade Celsius supra 1 plus alfa ori T, unde alfa se numește coeficientul de dilatare izobară și este același pentru toate gazele, iar în cazul solidelor și lichidelor, variația densității are o formă foarte asemănătoare, este tot densitatea la 0 grade supra 1 plus gamma ori T, unde gamma se numește coeficient de dilatare termică, dar de data asta este specific acest coeficient fiecarei substanțe. Fiecare substanță solidă sau lichidă are un anumit coeficient de dilatare. Așa cum am arătat și în clipul Echilibru, mai sunt două lucruri foarte importante pe care trebuie să le știm. Întâi să presupunem că avem două baloane identice, dar care au fost umflate diferit, unul mai tare, unul mai puțin, așa cum vedeți în desen. Și cele două baloane comunică printr-un tub prevăzut cu un robinet. Deci pot să schimbe aer între ele dacă deschidem robinetul. Ce se întâmplă oare dacă deschidem robinetul? Dacă veți face acest experiment, veți observa că balonul mai mic se dezumflă, iar balonul mai mare se umflă și mai tare. Cu alte cuvinte, trece aer din balonul umflat mai puțin în balonul umflat mai tare. Asta dovedește faptul că presiunea în balonul umflat mai puțin este mai mare decât în balonul umflat mai tare. De ce? Pentru că pe măsură ce umflăm un balon și volumul lui crește, crește și aria membranei balonului. Și atunci ea se subțiază. Și dacă se subțiază, forța pe care o poate exercita pe unitatea de suprafață se face tot mai mică. Și de aceea și presiunea în balon scade.
Deci trebuie să reținem că pe măsură ce un balon se umflă, presiunea în interiorul lui se face tot mai mică și nu tot mai mare. Al doilea lucru foarte important pe care trebuie să-l știm este legat de felul în care se dilată apa. Apa prezintă o anomalie legată de dilatare atunci când o încălzim de la 0 la 100 de grade. După cum vedeți pe acest grafic, există un maxim al densității în jurul temperaturii de 4 grade Celsius. Deci de la 0 la 4 grade, prin încălzire, apa nu își mărește volumul, ci și-l micșorează, ceea ce înseamnă că densitatea ei crește pe acest interval de temperatură. Și asta înseamnă că în formula variației densității cu temperatura, ρ egal cu ρ0 supra 1 plus gamma ori T, acest gamma, coeficient de dilatare, pe intervalul 0-4 grade este negativ. Pentru că densitatea, în loc să scadă, crește pe măsură ce încălzim apa între 0 și 4 grade. Și abia după aproximativ 8 grade Celsius, densitatea începe să scadă aproape liniar cu temperatura, deci putem aplica această formulă și acolo gamma, coeficientul de dilatare al apei, este mult mai mare decât coeficientul de dilatare al metalelor și al aliajelor acestora. Acum putem trece la rezolvare. Întâi trebuie să observăm că sistemul fiind în echilibru, înseamnă că greutatea totală a sistemului este echilibrată de forțele arhimedice. Și anume, greutatea balonului plus greutatea bilei este egală cu forța arhimedică care acționează asupra balonului plus forța arhimedică care acționează asupra bilei. Și pentru că în problemă e vorba despre echilibru, trebuie să vedem care dintre aceste forțe se schimbă. Păi în niciun caz nu se schimbă greutățile. Greutățile nu depind nici de temperatură, nici de presiune, nici de umiditate, așa că ceea ce se poate schimba este în partea dreaptă a acestei ecuații. Și vom vedea, pe rând întrebările, să vedem care forță arhimedică se schimbă și de ce. Prima întrebare. Ce se întâmplă dacă crește temperatura aerului? Întâi, trebuie să înțelegem că dacă se schimbă temperatura aerului, se schimbă și temperatura gazului din balon. Membrana balonului nu este un izolator termic. Deci dacă se încălzește aerul, se încălzește și gazul din balon. În apă nu se schimbă nimic, deci forța arhimedică care acționează asupra bilei nu se modifică. Să vedem ce se întâmplă cu forța arhimedică care acționează asupra balonului. Forța arhimedică se poate scrie masa aerului dezlocuit înmulțită cu accelerația gravitațională. Iar masa aerului se poate scrie densitatea aerului înmulțit cu volumul balonului și totul înmulțit cu G mic. Iar densitatea aerului se poate exprima din ecuația termică de stare scrisă pentru aer. Adică presiunea înmulțită cu volumul este numărul de moli înmulțit cu constanta generală a gazelor înmulțită cu temperatura. Asta este forma generală a ecuației termice de stare. Și dacă ținem seama că numărul de moli este raportul dintre masă și masa molară, atunci înmulțind această ecuație cu μ supra V, obținem relația P ori μ este egal cu M supra V RT. Dar M supra V este densitatea. Și înseamnă că densitatea, deci rezultă din această relație, că densitatea este P ori μ supra RT. Și atunci putem să o înlocuim aici, în expresia forței arhimedice. Forța arhimedică va fi P ori μ ori
volumul balonului, orice mic, supra RT. Și această relație se poate scrie în felul următor. P ori mu orice mic, supra R, totul înmulțit cu volumul balonului, supra temperatură. Voi scrie acum ecuația termică de stare pentru gazul din balon. Presiunea în balon, înmulțită cu volumul balonului, este egal cu numărul de moli din balon, ori constanta generală a gazelor, ori temperatura. Și din această relație pot să exprim raportul volumul balonului supra temperatura. Se vede că volumul balonului supra temperatură este numărul de moli din balon înmulțit cu constanta generală a gazelor supra presiunea în balon. Și atunci, forța arhimedică se poate scrie așa. Forța arhimedică este P ori mu ori G supra R, iar raportul VB supra T este numărul de mol din balon, ori constanta generală a gazelor, supra presiunea în balon. Se vede că R se simplifică și obțin în final următoarea expresie pentru forța arhimedică. P ori mu ori G ori numărul de mol din balon supra presiunea în balon. În această relație, tot ceea ce este în dreapta la numărător este constant. Presiunea aerului nu se schimbă, se schimbă doar temperatura. Mu este masa molară a aerului, G mic este accelerația gravitațională. Numărul de mol din balon nu se schimbă, chiar dacă se modifică volumul balonului, tot atâta gaz rămâne în el. Deci în aceste condiții în care se schimbă doar temperatura, nu și presiunea aerului, ceea ce contează este doar presiunea din balon. Și pentru că presiunea din balon e la numitor, înseamnă că relația dintre ea și forța arhimedică este invers proporțională. Dar noi știm că balonul nostru își va mări volumul dacă crește temperatura. Se dilată. Și asta înseamnă că presiunea în balon scade, am văzut asta la început, și dacă presiunea în balon scade, înseamnă că forța arhimedică crește. Deci în acest caz, forța arhimedică care acționează asupra balonului crește, sistemul nu mai este în echilibru, începe să urce. A doua întrebare, ce se întâmplă dacă crește temperatura apei? Deci în aer nu se schimbă nimic, nu ne interesează forța arhimedică care acționează asupra balonului pentru că ea nu se modifică. Să vedem ce se întâmplă cu forța arhimedică care acționează asupra bilei. Și în acest caz trebuie să ținem seama de faptul că bila se încălzește și ea odată cu apa și deci se dilată, își mărește volumul. Nu poate bila să rămână rece dacă apa se încălzește. Forța arhimedică în acest caz este masa apei dezlocuită de bilă înmulțită cu accelerația gravitațională. Iar masa apei se poate calcula cu formula densitatea apei ori volumul bilei înmulțit totul cu accelerația gravitațională. Densitatea apei în general se poate scrie ρ0, adică densitatea la 0 grade, supra 1 plus gamma apă ori T. Gamma fiind coeficientul de dilatare al apei. Iar volumul bilei se poate scrie V0, volumul ei la 0 grade Celsius, pe lângă 1 plus gamma metal ori T. De gamma metal este coeficientul de dilatare al metalului sau al aliajului din care este confecționată bila. Și atunci forța arhimedică se poate scrie în felul următor. Forța arhimedică va fi ρ0 supra 1 plus gamma apă ori T
înmulțit cu V0 pe lângă 1 plus gamma metal ori T, care se mai poate scrie Rho0 ori V0 înmulțit cu 1 plus gamma metal ori T supra 1 plus gamma apă înmulțit cu temperatura. Rho0 ori V0 este o constantă. Rho0 e densitatea apei la 0 grade Celsius, V0 este volumul bilei la 0 grade Celsius. Așa că ce se întâmplă cu forța arhimedică, după cum vedeți, depinde doar de gamma metal și de gamma apă. Și aici intervine anomalia de dilatare a apei. Adică, dacă suntem în intervalul 0,4 grade Celsius, atunci gamma apă este negativ, gamma metal este pozitiv. Și asta înseamnă că numitorul scade pe acest interval, dacă încălzim apa și bila între 0 și 4 grade, în timp ce numărătorul crește. Deci e evident ce se întâmplă, forța arhimedică crește. Pe acest interval, forța arhimedică crește, sistemul se ridică. Ce se întâmplă după 4 grade? La 4 grade, gamma apă devine pozitiv. Dar la început, probabil pentru câteva grade, el rămâne mai mic decât gamma metal. Așa că încă după 4 grade mai crește încă forța arhimedică, dar foarte repede, probabil de pe la 6, 7, 8 grade, gamma apă devine mai mare decât gamma metal. Și înseamnă că pe acest interval de temperatură care începe aici și până la 100 de grade, numitorul acestei fracții crește mai repede decât numărătorul. Ceea ce înseamnă că, de data asta, forța arhimedică scade, sistemul coboară. Deci, pe un interval de temperatură de peste 90 de grade, de pe la 7-8 grade Celsius încolo până la 100 de grade, numitorul crește mai repede decât crește numărătorul, ceea ce înseamnă că forța arhimedică scade, sistemul coboară. A treia întrebare. Ce se întâmplă dacă crește presiunea atmosferică? Întâi trebuie să lămurim un lucru legat de bila care se găsește în apă. Dacă crește presiunea atmosferică, crește și presiunea apei. Dar forța arhimedică care acționează asupra bilei nu se schimbă, pentru că singurul lucru care contează atunci când vorbim despre forța arhimedică este diferența de presiune dintre punctul cel mai de jos al bilei, să-i spunem presiunea jos, și punctul cel mai de sus. Acolo să spunem că avem presiunea PS, presiunea sus. Și deci ceea ce contează este doar diferența dintre aceste două presiuni. Iar diferența dintre ele nu se schimbă dacă se schimbă presiunea atmosferică. Pentru că ambele cresc tot cu atât și diferența lor rămâne constantă. Deci, forța arhimedică care acționează asupra bilei în apă nu se schimbă. Să vedem ce se întâmplă cu forța arhimedică care acționează asupra balonului. Putem calcula, după cum știți deja, această forță înmulțind densitatea aerului cu volumul balonului și cu accelerația gravitațională. Iar densitatea aerului, ați văzut că se poate exprima în funcție de presiunea aerului, masa molară a aerului și temperatura aerului cu această expresie. Și atunci avem această expresie pentru densitate înmulțită cu volumul balonului înmulțit cu G mic. Volumul balonului îl putem exprima din ecuația de stare scrisă pentru gazul din balon. Adică presiunea în balon înmulțită cu volumul balonului este egal cu numărul de moli din balon înmulțit cu constanta generală a gazelor și cu temperatura. Și de acolo, volumul balonului se
se poate scrie numărul de moli din balon RT supra presiunea în balon. Să înlocuim această expresie în expresia forței arhimedice. Avem deci presiunea aerului înmulțită cu masa molară a aerului supra RT, înmulțit cu volumul balonului, adică ceea ce vedeți aici, numărul de moli din balon ori R ori T, supra presiunea în balon. Se vede că RT se simplifică și obținem că forța arhimedică are în acest caz expresia numărul de moli din balon ori G mic ori masa molară a aerului înmulțit cu raportul presiunea aerului supra presiunea balonului. Să vedem ce facem mai departe. Folosind această expresie pentru forța arhimedică, putem scrie forța arhimedică înainte de creșterea presiunii aerului, să o notăm cu F1, și forța arhimedică după creșterea presiunii aerului, să o notăm cu F2. Și atunci avem așa, F1 este egal cu numărul de moli de gaz din balon înmulțit cu G mic, înmulțit cu masa molară a aerului, înmulțit cu presiunea inițială a aerului supra presiunea inițială a gazului din balon. Și după ce crește presiunea aerului, avem forța arhimedică F2, numărul de moli de gaz din balon înmulțit cu accelerația gravitațională înmulțit cu masa molară a aerului și cu raportul a doua presiune a aerului supra a doua presiune în balon. Presiunea aerului după ce a crescut și cât este presiunea în balon după ce a crescut presiunea aerului. Ce se întâmplă cu balonul când crește presiunea aerului? Datorită creșterii presiunii aerului, volumul balonului se micșorează. Deci, crește apăsarea asupra lui. Dacă strângem un balon, volumul lui se micșorează. Și asta se întâmplă și cu balonul. Și asta duce și la schimbarea presiunii în interiorul lui, deoarece temperatura nu se modifică. Se modifică doar volumul și atunci trebuie să se modifice și presiunea, mai exact să crească. Dacă facem raportul F1 supra F2. Atunci se simplifică partea constantă, mu b ori c ori mu, și rămâne P1A supra P1 balon înmulțit cu P2 balon supra P2 aer. Și raportul se poate scrie F1 supra F2 egal cu presiunea inițială a aerului supra presiunea finală a aerului înmulțit cu presiunea finală în balon supra presiunea inițială în balon. Deci raportul celor două forțe arhimedice, forța arhimedică inițială supra forța arhimedică finală, se poate scrie așa cum vedeți aici. Am ajuns, deci, la această expresie a raportului celor două forțe arhimedice. Forța arhimedică înainte de creșterea presiunii aerului supra forța arhimedică după ce a crescut presiunea aerului se poate scrie ca produsul acestor două rapoarte. Să notăm de câte ori a crescut presiunea aerului cu N, adică raportul presiunea finală a aerului supra presiunea inițială a aerului, să-l notăm cu N. Și de câte ori a crescut presiunea în balon cu M, adică presiunea finală în balon supra presiunea inițială în balon este egal cu M. Atunci, raportul F1 supra F2 devine 1 pe N înmulțit cu M. Adică M supra N. Dar presiunea în balon crește de mai multe ori decât crește presiunea aerului. Deci M este mai mare decât N. De ce? Pentru că pe măsură ce balonul își micșorează volumul,
crește presiunea suplimentară pe care o exercită asupra lui membrana de cauciuc, așa cum am explicat la începutul clipului. Și din această cauză, creșterea presiunii în balon este mai mare decât creșterea presiunii aerului, M fiind mai mare decât N, ceea ce înseamnă că forța inițială este mai mare decât forța finală, sau că forța finală este mai mică decât forța inițială, deci forța arhimedică scade dacă crește presiunea aerului. Sistemul coboară. Și acum a patra întrebare. Ce se întâmplă dacă nu se schimbă nici presiunea atmosferică și nici temperatura, dar crește umiditatea aerului? Așa cum am arătat și în clipul echilibru, aceasta este cea mai ușoară întrebare, pentru că forța arhimedică se poate scrie densitatea aerului ori volumul balonului ori accelerația gravitațională. Și dacă nu se schimbă nici presiunea, nici temperatura, volumul balonului nu se schimbă nici el. Și evident că nu se schimbă nici valoarea accelerației gravitaționale. Așa că trebuie să știm ce se întâmplă cu densitatea. Am arătat în clipul căldură 02, al cărui link îl găsiți în descriere, că aerul umed are densitatea mai mică decât aerul uscat. Dacă veți accesa acest clip, acolo chiar la începutul lui găsiți explicația. Și atunci, dacă densitatea a scăzut, pentru că acum aerul este umed, înseamnă că forța arhimedică scade. Pentru că, așa cum am spus, volumul balonului nu se modifică. Deci răspunsul la ultima întrebare este că dacă aerul devine umed, forța arhimedică care acționează asupra balonului scade și sistemul coboară. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!